Salut, dragi! Sunt Cristian Purcea CFX. Sper că ați avut un weekend excelent. Iată, așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână împărtășesc cu voi opinia mea asupra unui grafic de swing trading. O să mergem mai departe. Reminder important, o să vă rog să citiți avertismentul cu privire la riscuri din descrierea acestui video. Acum că am trecut rapid peste acest disclaimer, până să mergem pe analiza tehnică și pe cea mai transportată forex, și anume euro-dolarul, aș vrea să reamintim că săptămâna trecută am precizat faptul că ne aflăm la un nivel de make or break pentru active de risc și, după cum s-a dovedit, limitarea inflației din Statele Unite ar fi putut fi catalizatorul pentru următorul sell-off. Cifrele inflației CPI year to year a scăzut cu 0,1 față de tipărea interioară, dar totodată a depășit în continuare așteptările. Overall, nu oferă momentan felul niciun motiv real pentru a schimba cursul de înăsprirea politicii monetare. Dolarul american a avut o sumă pozitivă, am văzut dolar indexul a închis cam cu 0,5% mai sus, însă acest impuls începe să scadă, mai se cheia de puternic. Euro overall a avut o săptămână mixtă, a pierdut teren față de dolar și de liră, dar a câștigat față de alte valute importante. În momentul de față, moneda unică se află în mijlocul deșertului, pe graficul de swing trading, spun grafic de daily aici, și cu siguranță cheia va fi următoarea întâlnire ECB și amploarea creșterii ratelor. Până atunci o să împărtășesc imediat hype-urile și ce urmăresc pe euro în următoarea perioadă. Săptămâna ce urmează trebuie să fie destul de interesant, am văzut Banca Angliei a dat înapoi în unele dintre planurile propuse și cu siguranță a luat o întorsătură către partea dovish. Trebuie să vedem dacă aceasta o să fie o previzualizare a altor bănci centrale majore. Răspunsul este posibil, dar trebuie să ținem cont că mediul macro încă nu s-a schimbat și atâta timp cât Fed-ul va rămâne hawkish și vor urca în continuare ratele, cel mai probabil cu 75 basis points, dolarul va crește și active de risc vor fi vândute. Și în opinia mea este riscant să încercăm să prindem un cuțit în cădere și să ghicim un bottom, fie că vorbim de piața de acțiuni, fie că vorbim de piața cripto sau de orice altă piață, este greu să ghicim un bottom și în opinia mea nu este o mișcare înțeleaptă. Probabil cea mai bună variantă este să așteptăm până când primim mai multe informații din partea Fed-ului, să reacționăm la ceea ce se întâmplă, nu să încercăm să ghicim ce se poate întâmpla. Vom vedea, oricum, pe data de 8 noiembrie avem alegeri intermediare în Statele Unite și pe măsură ce ne apropiem de aceste alegeri este probabil ca volatilitatea să continue și să persiste acest mediu destul de incert, care toată poate să ofere oportunități bune, dar este crucial să înțelegem că noi, ca și trader, indiferent de time frame-ul tranzacționat, fie că tranzacționăm grafice de 1 minut, de 5 minute sau grafice bate pe volum, bazate pe range, grafice de swing trading de o oră, 4 ore daily, etc. Indiferent de trading time frame-ul nostru, trebuie să înțelegem că buy nu se poate schimba. De exemplu, această zonă de range, această zonă de balance, de consolidare, cum să-i spuneți, indiferent de time frame, acest interval de timp poate să reprezinte 10 minute, jumătate de oră, 2 săptămâni, o lună, depinde ce time frame avem. Sau poate să ne doar câteva minute, de exemplu, nu știu, un grafic de 1 minut. Deci, vede, trading time frame-ul nostru, să înțelegem că bias-ul se poate schimba la o zi la alta, de la o secundă la alta, de la oră la alta, depinde de intervalul de timp tranzacționat. De exemplu, dacă piața este mai cu structurii, pot să zic că am un bias bearish cât timp piața se află sub acest prag, dar dacă în oricare motiv piața face un false breakout acolo și vedem că piața revine peste structură, imediat pot să schimb bias-ul din bearish în bullish, să fiu long peste zonă. Trebuie să înțelegem acest aspect că în momentul de față pot să am un bias bearish, dar 5 minute mai târziu sau 5 ore mai târziu sau 5 zile mai târziu, depinde și de trading time frame tranzacționat, pot să schimb bias-ul din bearish și în bullish și viceversa. Acum revenim la analiza tehnică și la euro. Cum am precizat, euro în momentul de față pe swing trading, pe grafic de daily, se află în mijlocul structurii, în mijlocul deșertului practic și în opinia mea, până când piața nu va oferi un semnal clar pentru a lua o decizie, probabil ultima oportunitate de short pe euro, care am stat-o noi, era când a fost acel breakdown 0.99, retest foarte frumos la 0.99, target 0.96 a fost atins. Și apoi am mai specificat că atât timp cât euro stă sub pragul de 1, sub pragul parității, da? Putem să vedem încă un sell-off, asta s-a și întâmplat și mai era ceva oportunități. În momentul de față, m-a interesat două aspecte. În principal aș urmări, mai ales dacă o să vedem în continuare presiune pe active de risc și dolarul se va întări, aș urmări breakdown sub 0.95, sub 0.96, atenție, este o zonă, nu este linie magică.
aș mai breakdown sub această zonă pentru a se poziții de short cu entry bine definit, stop loss bine definit și target final zona de la 0.92, bineînțeles se poate face scale-up pe parcurs în funcție de trade și risk money management. Ăsta ar fi hype-ul principal, aș prefera poziții short. Dacă din oricare motiv, pe termen scurt, o să vedem un break peste 0.99, aici se poate coborî un time frame ceva mai mic, cum ar fi în grafic 2 sau de 4 ore, se poate executa long cu prim target către prag partații către 1 și poate în extensie 1.01. Însă, cu adevărat, pe swing trading, cu adevărat, oportunitatea de long ar fi doar dacă vom ține un break peste 1.01, abia aici am avea suficient spațiu de lucru pentru a avea un risk reward favorabil cu entry bine finit, stop bine finit și target în zona de la 1.035. Deci ăsta ar fi bias-ul principal, aș prefera poziții short, ăsta ar fi scenariul A, aș prefera poziții de short sub zona noastră cu target final 0.92, în extensie, în cestul în extensie 0.92, dar se poate face scale-out pe parcurs. Hypo-ul B ar fi break peste 1.01 cu target de 1.035 și un target, un hypo C intermediar pe un time frame ceva mai scurt, cum ar fi în grafic de oră de exemplu sau de 4 ore, depinde ce time frame urmăriți, se poate specula un break peste 0.99 cu entry, stop loss, prim target, prag parității la 1, poate acolo dacă se face un short squeeze peste 1, se poate lua în calcul și 1.01, la fel, adăugă la poziție sau entry din nou cu stop bine definit. Dar ăsta e doar pentru un time ceva mai scurt, pe swing trading nu avem suficient spațiu de lucru în opinia mea pentru a juca acest scenariu și aș prefera un trading time ceva mai scurt. Bun, guys, cam asta ar fi cu analiza tehnică pe euro. Acum vreau să vedem câteva lucruri importante și anume, s-au deschis înscrieri la CFX Market Insight. Dacă vreți să stați la curent cu condiția actuală a pieței, ce se întâmplă, să auziți opiniile noastre, grafice, păreri, în fiecare săptămână webinar, săptămânal și multe altele, până la final de lună sunt deschise înscrierile, este, nu știu, costul este modic, o cafea pe zi este în jur de 6 lei, la calculație medie pe zi, dau un abonament pe lună 300 de lei sau pe 6 luni, 6, pe 3 luni 660 de lei. Dacă nu, care motiv nu sunteți mulțumiți în termen de 7, să oferim money back 100%. Vă așteptăm cu drag. Oricum, înainte de a lua o decizie, recomand să citiți, vezi dacă acest serviciu este potrivit pentru voi sau nu. De asemenea, dacă considerați că aveți nevoie de o strategie cap-coadă, informație de la A la Z, sau pur și simplu vezi cum abordăm noi piața, vă reamintesc că vom începe de luna viitoare cursuri live, atât Trading Prime, cât și cursuri Trading Pro. Dacă vă interesează ceea ce facem, recomand să mergeți pe pagina de cursuri Forex, să citiți descrierea și să vă înscrieți la formular ca apoi să stabilim un mic interviu de 10-15 minute, să ne cunoaștem mai bine, să discutăm Q&A, dacă sunteți extrem de lămuriți, să prezentăm, să vedem la ce curs ați fi eligibil dacă vă interesează această ofertă. Dacă nu, bineînțeles, vă respectăm decizia, însă nu uitați, indiferent că sunteți un trader la început de drum sau un trader mai avansat, avem și o mulțime de articole gratuite care poate să fie utile atât pentru un începător cât și pentru un avansat, recomand să le citiți, poate găsiți o informație acolo care vă ajută sau, pur și simplu, n-ați cunoscut anterior. Oricum, cam asta a fost pe ziua de astăzi, nu o să mă ajut acest video, vă urez în continuare o zi fantastică, succes în toate și am apreciat foarte mult și eu și echipa dacă ne susține cu un like, share și subscribe. Să aveți o zi magică, succes în continuare și la viitoare!